Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Microsoft Flight Simulator, în cariera noastră din NeoFly. Am zis eu ce am zis, am primit o recomandare de la Robert Ale, hai să vedem dacă reușim să ne ajutăm de aceste informații să putem lua licența. Sperăm să nu avem surprize și să ne iasă toată treaba, măcar din prima. Da, nu știu. Hai să vedem cum decurge toată treaba. Trebuie să punem aeronava și ne pregătim de decolare. Cam aia e. Hai să vedem. Now that the engine is running, taxi to the runway. Don't exceed 25 knots while taxiing. Da, nu trebuie să depășim 25 de knots. Am înțeles-o pe asta. Cât avem până la urmă, mă, acolo? 600 de metri. Deci noi trebuie să fim plus 600, da? Ca să știm o treabă, știi? Îl zic și eu, na, cuii mei. Aparent așa ar trebui, plus 600. Acum, sincer să fiu, nici eu nu știu dacă e ok. Așa am primit recomandare. Așa facem. Bun. Heading-ul lăsăm acolo unde este, adică în dreapta, o să ne folosim de el mai târziu. Altitudinea am zis că o punem la 3000 pentru că asta e prima cerință a domnului examinator. Bun, aici am rezolvat. Cam asta este. Luminile le avem. Să cerem un pushback, zic. Hai să cerem un pushback. Stai, mă. Stai că până la urmă mă trage ăla. Păi ce-i făcut, mă? Ia să vedem, ne ia el sau... Totul e ok aici. Hai mă, boss, că mă prinde amiaza cu tine. Avem noroc că măcar e vreme frumoasă. Măcar atât. Că dacă nu era nici vreme frumoasă, apoi... Uite, bă, ce avion aici, mă. E un Airbus. Cam asta e. A? A prins-o din... Nu a prins-o, mă. Hai, mă, ce dracu, mă. Caramba de aici, cam treabă. Mă, cam reții. Hai să vedem. Să fie cu noroc.
Aia, parcă e altceva acum. Deși parcă merge un pic mai... mai jos. Dar asta e așa, că eu aveam... aveam, dar nu mai am. Nu mai am. Da. E bine și așa. Bun, hai să dăm un flaps. Să schimbăm pe lumini de landing. Align with the runway and take off. Hai să ne aliniem cu pista și să-i dăm drumul. Lasă gura. Lasă gura. Cam asta-i. Să-i dăm drum, zic. Te duci, te duci. Stai așa că îl pierd. We are now in the air. Remember that here at NeoFly, we have to take care of our cargo and passengers. Don't bank or pitch too much for the entire flight. Now, climb to 3000 feet ATL. Să vedem dacă ne merge heading-ul. Merge, bă, băiatule, ia uite. Merge, doar că am depășit viteza. Hai să reglăm un pic la altitudine aici. Cam aia e. 3000, da? Așa am zis, așa facem. Sper să fie bine, să nu fie rău. E destul de greu. De ce? Am mai mult un pic. Ce dracu, am pretenții de la tine. Asta zic. Altitude. Totuși. Și ajungem și la 3000, la 3600 trebuie să ne ducem. Stai așa, stai. Altitude. Acolo trebuie să ajungem. Ia să vedem. Hai să vedem dacă e așa cum
Cum am primit noi informații de la domnul Robert? Am bate vâjul. Now do a U-turn. Da, mă. Remember to watch your bank angle. La 3500. Bravo, mă. A avut dreptate, mă, Robert, mă. Că aia și eu talentul lui. Bun, facem rotire. Să fim atenți cu heading-ul. În momentul de față 132, 130. A avut dreptate, mă. Vezi, trebuia să iau altitudinea, să iau în considerare și altitudinea de jos, mă, care o aveam jos. Eu am crezut că dacă apăs B-ul și reglez chestiuța aia de la avion, am zis că gata, nu mai trebuie să fac nimic, dar uite că trebuie să mai facem și un pic de matematică. Deci învățați că ne trebuie și matematică, da? Ne păstrăm altitudinea.
Mai dai și nouă ceva informații? Bine că avem combustibil. Now climb to 9000 feet AGL. Maintain the same heading. Păi ce m-a speriat, bă. Bun, menținem heading-ul și urcăm urcăm sus la 9000. Dăm un pic de putere. Mă uitam să văd dacă văd Bacău de aici, dar nu. E în zona aceea unde mă uitam eu mai devreme, dar nu se vede. Șapte mii de picioare, altitudine, urcăm încă. Altitude 300, ajungem imediat la 9000. A, ah, stai așa, 9600. Stai că acum mi-am adus aminte. Acum mi-am adus aminte. Gata, tari din gură că acum mai dau, Hai. Dă-i sus. Acum o gafa mi-ar. Nouă mii patru sute aproape. Ne păstrăm heading-ul și vedem. Până aici e bine.
Suntem pe limita de județ dintre Bacău și Vaslui. În curând vom intra în limita de județ cu Iași. Suntem unde trebuie, dar nu vrea să ne schimbe statusul. Poate totuși ne face un update. Știu că ar trebui să să trebuiască să facem o rotire completă. Da, acum să vedem, poate se decide să ne dea altceva. Sau poate nu. Sau poate nu. Că așteptăm. Pare nu mai spune nimic. Văd că jos acolo scrie 7400. Acum nu știu ce să zic, să mă duc mai sus. Dar nu cred. Totuși, încercarea moarte n-are, nu? Cred că altitudinea e bună, cred că heading-ul nu e ce trebuie.
Nu mai, bă, nu mai spune nimic chestia, mă. Nu vrea și pace. Nu vrea și pace. Now, fly a complete circle and maintain the exact same altitude. Deci, trebuie să menținem altitudinea și să facem un cerc complet. Ok. Hai să menținem altitudinea și să-i dăm. Am crezut că gata, s-a terminat. I-a luat ceva. Trebuie să facem un cerc complet, da? O rotire completă. Trebuie să încercăm să rămânem la aceeași altitudine. Să nu facem nici bank, adică să avem o inclinație mai mare de cât era? 50 parcă sau nu mai știu cât era. 45. Ok. Ne grăbim, avem timp. Noi suntem de mult deasupra județului Iași. Undeva aici în dreapta avem podul Iloae. Plecarea a fost din Bacău.
Aha. Se putea să nu se întâmple și chestii de genul? N-ai cum. Aici, în stânga jos, în colț, avem Iașu. Văzut și aeroportul. Am făcut deja jumătate, mai avem încă pe atât și avem rotirea completă. Avem de mers un pic până la aeroport, trebuie să aterizăm tot la Bacău, dacă reușim să luăm licența. Încă 40 de grade și avem o rotire completă. Cam asta e. Now go back to the departure airport. Exact ce spuneam. Align the runway and do a touch and go. A landing vertical speed of more than minus 400 feet per minute will not allow you to pass the qualification. Deci nu trebuie să avem mai mult de 400 fpm la aterizare. Bine, nu o să facem aterizare completă. De fapt, o să atingem pista și ne ridicăm. Touch and go, așa se spune la activitatea asta pe care trebuie să o prestăm noi acum. Practic, examinatorul vrea să testeze cum atingem noi pista. Încercăm cât mai lin posibil.
După aceea, bineînțeles, ne ridicăm cu putere maximă înapoi, în aer. Întoarcem spre Bacău. Momentan suntem undeva între Podul Iloaie și Târgu Frumos în județul Iași. Ar trebui cam în vreo 10 minute, 15 să ajungem la Bacău. 10 minute cam așa, dacă totul e ok. Viteza e exact aia care trebuie. A, putem să coborâm între timp. Hai să coborâm la... Cât să coborâm? La 2000. Putem să coborâm și la 2000. Sau poate chiar și la 1500. Da, nu. Hai 1800 să lăsăm. Și să-i dăm în jos frumos, elegant. Să mai reducem un pic motoarele acum. Suntem pe coborâre și nu are nevoie de putere maximă a motoarelor. Foarte frumos, un simulator foarte frumos. Spunea cineva că, bă, eu m-aș plictisi să merg tot timpul așa cu armă. Bă, nu înțeleg de cum ai putea să te plictisești, că ai atâtea lucruri care să le vezi, adică, na, nu știu. Da, știi cum e, fiecare cu plăcerile lui. Ce e asta? Viteza? A, pe reducem, stai calm. Stai calm, că reducem imediat. Oh, ce scandal faci. Ce scandal faci. Ce credeai că te las așa? Imediat reducem. Da, v-am spus, prinde viteză. Motoarele sunt la zero, credeți-mă. Ia uitați. Deci, na. Avem 240 și ceva de knoți. Imediat o să părăsim județul Iași. O să intrăm direct pe Bacău, pe județul Bacău. Nu o să avem treabă cu vasul lui acum la întoarcere. Încercăm aterizarea. Așa zisă aterizare din partea de nord a aeroportului. Așa că suntem pe drumul cel bun. Suntem pe drumul cel bun. Hai, dăm un pic de putere. Imediat ajungem și noi la o altitudine care să ne permită oarecum o aterizare sau semi-aterizare așa cum trebuie. Sperăm noi sub 400 fpm. Sperăm. Altitude. Lasă prăjeala. Eu aș putea să las totuși la 2000. 2100. Altitude. Că suferă asta, nu-i place.
Mi-mi place așa mai jos, să mai văd cât ceva, știi? Super frumos cadru. Sper să nu avem probleme și să ne ducem la îndeplinire licența. Îi mulțumim lui Robert pentru atenția care ne-a oferit-o la clipul anterior, unde sfaturile lui chiar ne-au fost deja de ajutor. Eu credeam AGL, dar v-am spus, setam, dădeam biometric pack, era ce trebuie, dar de fapt trebuia să calculez plus distanța. De fapt e la distanța mării, nu de la ground, dar na, fine. Un gol de aer aici. Suntem bine. Bate vântul. Să avem ceva probleme. Sperăm noi nu mari. Prea mari. Deja văd că avem ceva vizualizare asupra aeroportului. Da, nu știu ce fac aici, făceam ceva. Nu, vreau să dau zoom-ul și eu la radarul meu, ca să văd aici, pe monitorul ăsta, exact ce și cum. Nu e rău nici aici, dar aș fi vrut acolo. Oricum, suntem pe direcție, pe direcția aeroportului, asta e clar. Nu am niciun dubiu în legătură cu asta. Să mai umblăm noi în funcție de cum... Da, curios cum de nu... Nu știu la cât e setat aici și distanță. Da, deja se văd turnurile de la intrarea din Bacău. Vedeți acolo în colț. Și vedem și luminile ILS de la aeroport. Deci e bine. E bine.
Bate vântul, sunt goluri de aer, e clar. Nu eu îl mișc, ci vântul face cu el ce vrea. O să încercăm să reducem, să ne pregătim de aterizare. Pentru că nu mai avem mult. Aia era ideea. Autopilot. Hai să vedem. Lăsăm și ghirul. Avem flaps full. Și încercăm să facem ceea ce trebuie. Sperăm să ne reușească. Sincer, mă chinui de foarte multe zile. Bate vântul foarte tare. Vedeți cum stă și avionul. Destul de greu, dacă mă întreb pe mine, dar încercăm, facem tot posibilul. Asta îmi doresc după atâta chin și jale. Să avem un FPM cât mai mic. De obicei scot rar peste 400, adică de cele mai multe ori mă învârt undeva la 100 și ceva, 200, pe acolo. Dar nu explod, adică, na, știi cum e. Și vremea e urâtă, uitați-vă și voi. Adică e urâtă în sensul că bate vântul ăsta stupid. Încercăm, încercăm, vedem ce putem să facem. Of, ce emoții am! Ce emoții am! Și ar trebui să urcăm sus. Well done. You can now fly a traffic pattern and do your final landing. Bun. Acum o să mai facem o tură și încercăm să aterizăm, da? Nu accelerăm foarte tare, o să facem o rotire ușoară. Și o să finalizăm aterizarea așa cum se cuvine. Deci am făcut, să vă spun cât TPM am făcut, o să vă arăt.
nu doar o să vă spun, o să vă și arăt. Hai să dăm un flaps one. Am făcut minus 55 de ppm, da? Minus 55. Eu zic că e destul de bine. Foarte bine din punctul meu de vedere. Practic, dacă ne reușește aterizarea, vom efectiv vom avea licența mult dorită și nu vine să cred, pentru că am 3 zile de când mă chinui. Ba, nu mergea avionul, nu ăsta. Am încercat și cu Airbus și cu Boeing, știți, că am făcut episod. Până la urmă, uite că am găsit oarecum soluția. Cu ajutorul lui Robert. Mare om, mare caracter Robert ăsta, bă. Mare caracter Robert ăsta. Nu-mi fac griji că nu reușesc să aterizez. Ce a fost mai greu a trecut din punctul meu de vedere. Ușor, ușor, tata, ușor. Ușor că trebuie să ne aliniem și cu pista. Ușor. Bate vântul destul de tare. Destul de tare bate vântul. Dar la cât suntem noi de buni? Mimesc. Trebuia să mă duc mai mult încolo, dar hai să sperăm că ne iese aterizarea noastră. Așa aterizare n-ați mai văzut, vă spun eu. Da, uitați-vă și voi cum merge avionul, sunteți nebuni la cap. Deci, n-ai cum. Bă, ce a fost asta? Nu cred. Ne descurcăm. Mamă, cum mergea, ați văzut cum bătea vântul? Lasă încet. Te strica la cap acum. Te strica la cap acum. Well done. Now taxi to parking and shut down your engine. Ușor. Ușor. Unde te duci? Nebunul. Bun. Hai să apăsăm un taxi aici. Și să băgăm la... Să parcăm avonul. Mamă, nu vine să cred că am luat licența, băi, ești de bol. Doamne, deci de când mă chinui? Greu. Dar în momentul ăsta pot să sper că cariera mea evoluează așa cum trebuie.
Adică, mă refer la Neofly. Chiar îmi părea rău, pentru că m-am chinuit mult să fac banii ăștia, primul milion, adică chiar am muncit pentru banii ăștia. Am pornit de jos, nu... Și e aiurea, știi, să te trezești că efectiv pierzi toată munca. N-am postat pe canal toate cursele pe care le-am avut, dar oricum, au fost. Au fost destul de multe. Doamne, doamne, nu vine să cred, bă, băiat. Nu vine să cred, efectiv, deci am luat cam, n-am... Of! Nu și avionul. Ia uite, uite, a și aterizat un avion. Bun. Stai așa un pic. Uite, mă, un pic de aici. Până am tras-o, oprim taxi. Stai să las bacon-ul. Congratulations. You passed your qualification. Asta zic. Asta zic, deci se poate. Se poate. Ia uitați ca să vedeți că nu m-am mințit. Minus 55 FPM am avut. Da? Iar când am aterizat a doua oară am avut minus 218. V-am spus, pe acolo mă învârt eu normal. Cam la minus 200, cam pe acolo, până în minus 200. Aia am făcut un minus 218, eram nerăbdător să aterizez. Deci una peste alta, dragii mei, avem și calificarea. 2 stele am luat, n-a fost rău, se putea mai bine, dar eu mă mulțumesc că am luat licența. Asta mă bucură enorm de mult. Dragii mei, ce să zic, ne întâlnim data viitoare cu... update, să vedem că trebuie să închiriem avion. Sincer să fiu, aș merge tot pe varianta asta, dacă îmi permit. S-ar putea să fie destul de scump, depozitul care trebuie să-l lăsăm la ei, dar aș merge pe avionul ăsta. Longitudul sigur nu mi-l permit, Cessna Longitud, așa că cel mai sigur cred că o să mergem pe ăsta. O să vedem ce calcule facem data viitoare în următorul episod, ca să știm pe ce cale o luăm. Așadar, încă o dată mulțumim lui Robert Ale și vouă celor care urmăriți această serie. Nu ezitați să folosiți rubrica de comentarii, să-mi lăsați părerea voastră și, bineînțeles, like-ul. Nu uitați nici de a distribui unul din din videoclipurile mele, aproape că mă bâlbui. Abia aștept să mă bucur, încă nu m-am bucurat pe deplin. Și, na, ne întâlnim data viitoare. Hai, vă salut, să aveți o seară faină!